Dumitru Augustin Doman. Câteva cuvinte despre domnia sa, născut în 1953 în județul Mehedinți. A fost redactor la Zigzag 1990, la Express Magazine între 91-92. Evenimentul zilei 1992-1997. Timp de 5 ani a fost redactor șef la Calende 1996-2000. În prezent este redactor șef la revista Argeș, este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2006. Deci în aceste 3-4 propoziții, dacă pot să mă exprim astfel, oglindește, cred eu, o activitate laborioasă. Cărți publicate, și întăresc această afirmație, cărți publicate, citesc, Povestiri cu contrapunct, Sfârșitul epocii cartofilor, Meseria de a muri, Concetățenii lui Hurmuz, Moartea noastră cea de toate zilele, Generația 80 văzut din interior, Cititorul de roman, Sâmbătă, Duminică și alte singurătăți. Cartea din care invitatele noastre vor lectura. Sâmbătă, Duminică și alte singurătăți. Apărută în 2015. Deci avem 2, 4, 6, 8, 10 cărți aproape. Premii. Premiul anual de proză al revistei Luceafărul. Premiul de debut în volum al editurii Albatros. Premiul revistei Tomis pentru cea mai bună carte de debut. Premiul de proză la Festivalul Tudor Arghezi. Premiul întâi la Festivalul Național de Proză Satirică. Cartea anului pentru concetățenii lui Urmuz, a filialei Pitești, din partea Uniunii Scriitorilor. Și nu în ultimul rând, premiul Convorbiri Literare, premiul revistei Viața Românească pentru integritate profesională și rezistență prin scris în postcomunism. Despre proza autorului au scris Gheorghe Grigurcu, Sorin Antohi, Alexandru Condeescu, citesc câteva persoane, Horia Bădescu, Georgiana Avram, Ionel Bota, Ana Dobre, etc. Dați-mi voie să vă salut, bună ziua, bine ați venit. Numele meu este Liliana Jugănaru, sunt studentă în anul 3 la Facultatea de Litere a Universității din Pitești. Cupola de ceață de deasupra patului de agonie. Au înflorit cireșii din colțul grădinii. Milioane de puncte albe îți dau ochii cu strălucirea lor. Te trezești cuprins de o bucurie prostească. Ți-o temperează gândul că astăzi e sâmbăta morților, ca și cum ieri ar fi fost vinerea muribunzilor, iar alaltăieri joia viilor. Să-mi înfrânez bucuria prostească, zici, dar pe lângă cireșii înfloriți, trece o femeie tânără cu picioare lungi, o blondă Eva a mileniului 3 de după Iisus. E sâmbăta morților de foame, morților de sete, morților de inimă rea, morților de infarct miocardic. Abia îi se mai văd ochii în fundul capului, abia mai are câteva fire de păr pe cap, iar inima abia îi mai bate. Dar el bravează și binecuvintează cerul care îl apropie tot mai sus de moarte, deci de Dumnezeu. Uită-te în jur, vezi totul în negru și nu vei fi niciodată dezamăgit. Orașele pe care le părăsești ți se par moarte după plecarea ta, la fel cum tu le pari lor mort. Lecțiile despre moarte sunt mereu tardive. Numele meu este Alecu Adelina, sunt de la Liceul Brătianu și am să citesc Muntele magic și maestos de pe valul Vâlsanului. Dimineață însorită, după ce cobori din hodorogitul autobuz, leat cu bunica ta, care a murit în a treia zi de Paști, traversezi podul peste Vâlan și te oprești în holul spitalului de recuperare, pustiu la această oră. La 33 de ani ai tăi, ai forma trufașă de semn al întrebării din cauza discopatiei. Apare să te întâmpine jovialul doctor, bărbos, Victor Bunescu,
îți oferă o cameră pe colț cu vedere spre Vâslan, spre podul Sumbru și spre muntele dinspre răsărit, care e maestuos. Mă numesc Vâlceanu Mihaela Ramona și sunt elevă la Colegiul Economic Maria Teiuleanu. Iepurașul Riciu, primul dintre cei 17 în ordinea cotețelor, își pune lăbuța pe pieptul meu și îmi spune blând, dar hotărât, că lui s-a luat de porumb și de grâu. S-a săturat de cerare până în gât. El vrea lucernă verde. Lucerna s-a cam terminat, prietene, îi zic. S-a cam terminat și ar fi bine să termini și tu cu mofturile, că mâine vine frigul, te vei îngrășa ca un purcel și te voi tăia. Și moartea ta va fi răsfățul meu. Dar iepurașul Riciu îmi răspunde. Pentru mine, moartea nu înseamnă nimic. Important e pentru noi, iepurii, lucerna verde, fără de care viața noastră e praf și pulbere. Și o lumină caldă învăluie blana alba iepurașului Riciu. Mă numesc Dobreirina Diana și vin de la Colegiul Economic Maria Teiuleanu. Un film american cu mafia din New York. Nu pot să nu fi impresionat de atenția pe care o acordă nașul fierberii de o zi întreagă a unui sos cu bulion, la foc scăzut, explicându-le celor din jur importanța bazei sale culinare, fără de care viața, chiar de mafiot, n-ar avea niciun haz, nici o sare, nici un piper. Apare la un moment dat unul dintre durii lui supuși, un bărbat gros, aspru, îmbrăcat la costum negru și cu pălărie impunătoare, pe capul mare, ca de taur. Apare să-i spună că n-a reușit să-l împuște pe împuțitul de Mike, l-a scăpat la mustață într-o aglomerație. Nașul nu sare în sus de 2 metri când aude aceasta, nu se isterizează, nici nu pare dornic să comenteze acest eșec, acest rateu nenorocit. Dar îi explică meticulos și calm, ca și cum ar avea tot timpul din lume la dispoziție, cum e bulionul, amestecând cu linguroiul de lemn în oala de pe plită. Îi înșiră molcom toate secretele unui sos, ca la mama acasă, în Sicilia, amănunte fără de care viața de mafiot la New York n-ar mai fi viață, n-ar avea niciun sens, nici o sare, niciun piper. Iar după ce i-a ținut mieros toată teoria bulionului, nașul lasă linguroiul cu mare grijă să nu facă pete pe marginea oalei de inox, scoate pistolul de la centură și îl împușcă în mijlocul frunții pe mafiotul gros, dur, solid, cu pălărie neagră, cu boruri largi, cel care îl scăpase pe împuțitul de Mike într-o aglomerație din Brooklyn. Așa se scrie istoria mafiei din New York, cu sânge, cu bulion. Mă numesc Căpruci Andreea și sunt elevă la Colegiul Tehnic Dimitrie Dima. Regele Soare de pe Valea Topologului. E vară și pe terasa cârciumii din Sălătrucu din deal, bolta de viță e verde, iar țuica umple mesele sătenilor. Pe măsură ce discuțiile sunt mai incoerente și mai lipsite de logică, pe atât sunt mai tari ca volum, ca să nu zic răstite sau răgnite. La o masă din capătul grădinii, parcă suspendată deasupra topologului, se ospătează cu un șpriț de vară contabilul Nae Mitrofan, agentul agricol Onu Rebegeanu și primarul Pantelimon Trufășilă. Ei ronțăi și alunecare, ci că fac vinul băubil. În timpul lungului chef, primarul Pantelimon Trufășilă, sosindu-i ceasul obișnuit al somnului de după amiază, adorme cu capul pe masă și o soilește vreo oră și ceva. Pe când cei doi subalternei săi se ceartă la cuțite pe tema dacă aplicarea legii fondului funciar se va încheia vreodată, primarul se trezește brusc, se ridică țeapăn cu paharul de vin încălzit în mână, ca și cum ar vrea să țină un stoast, și răcnește. Pă, satul sunt eu! Topologul curge netulburat, în valuri mici, peste pietre albe și roșiatice, peste păstrăviuți ca niște zvârlugi spre vărsarea înolt. Mă numesc Pletea Andreea și vin de la Colegiul Tehnic Dimitrie Dima. Moartea unui pinguin. A murit un pinguin. El nu era Ivan Ilici, nici un comis, voiajor, nici măcar un umil funcționar cehovian. El era pur și simplu un pinguin. Nici nu-mi vine să pun cuvântul în ghilimele. Poate că a murit cu 2 ore înainte de miezul nopții, sau poate chiar la miezul nopții a murit. Sau poate doar în zori.
Cine poate ști? A fost găsit mort la ora 9 dimineața. De 3 zile locuia la bătrâna din capătul intrării industriilor. Venise într-o seară și o rugase pe bătrână să-i dea o cămăruță, a auzit că are ea câteva camere de închiriat, el plătește și îi va da totdeauna banii la începutul lunii. Bătrâna s-a uitat la el cu un amestec de curiozitate și milă. Mic, slab, fără a putea să-i apreciezi vârsta, ceva între 20 și 50 de ani. Cu nas mare, coroiat, cu păr negru, prin care apăreau din loc în loc fire albe. O privea umil pe bătrână, așteptând răspunsul, neștiind ce să mai spună pentru a-și susține cauza. Hainele erau negre, foste albastre sau verzi sau cenușii, aproape toate erau negre de cărbune, de praf de cărbune. Nu era angajatul depozitului de combustibil, dar s-a aciuit pe lângă un șofer. Încărca mașina cu cărbuni, se urca apoi în vârful grămezii, o descărca acasă la cumpărător, își primea ciubucul și apoi o lua de la capăt, de dimineață până seara. Iar după ultima cursă, se înfundea în bodega de lângă depozit, își comanda sticla de vodcă ieftină, care te trăznea aspirt de cum îi scoteai dopul, și se cinstea de unul singur, încet, metodic, privind prin geamul murdar, prăfuit, strada neasfaltată ce ducea la depozit, strada pe care treceau mașini negre de praf, de cărbuni, încărcate cu lemne sau cu lignit. Când nu mai era nimeni în bodegă, când începeau să se tragă fețele de pe masă, ude, soioase, pline de scrum, de țigară, de muștar și de cafea, când începeau să se pună scaunele cu picioarele în sus pe mese, atunci se ridica și el încet. Așa cum le făcea pe toate, dădea peste cap ultimele picături din pahar, își înfunda în buzunar sticla, dacă mai rămânea ceva în el. Își lua sacul soios la spinare și plega agale, salutând-o pe șefa bodegii, scoțându-și șapca lucioasă de jeg, cu cozorocul în onduleuri. Trecea strada, o lua încet printre un gard de beton și calea ferată și se oprea în cabina portarului de la depozit. Stătea de vorbă vreo jumătate de oră cu portarul despre vreme și despre prețul de la cărbuni. Apoi se culca pe o bancă de lemn din cămăruța despărțită doar de un perete de scânduri de cabina portarului, o cămăruță în care se afla balanța cu care se cântăreau mașinile de lemne și de cărbuni. Mă numesc Ionescu Laura Maria și vin de la Colegiul Tehnic Dimitrie Dimea Ptești. Stăpânul presei românești. S-a uitat dimineața în oglindă, și-a aranjat mustața aspră, țepoasă, și-a masat apoi cearcănele, și-a spălat fața cu apă rece și deodată a fost cuprins de o ușoară moleșeală plăcută, care putea fi ușor confundată cu fericire. Era o împăcare cu sine și cu toată lumea din jur, dar nu chiar cu lumea întreagă formată din dictatori, hoți, bandici, teroriști, dar și din flecari, fraieri, oameni proști de bun. Și deși e modest, chiar bolnav, incurabil de modestie, de data asta i s-a părut că e deștept. S-a simțit deodată foarte stăpân pe sine, puternic și deosebit de inteligent. Mai mult, a simțit și nevoia, pragmatic cum e, să scoată un ce profit din aceste calități ale lui, pe care propria ei modestie nu îi le putea masca. De fapt, nu și-a putut propus să le valorifice, ci pur și simplu nu se putea împotrivi pornirii interioare de a face ceva măreț, a nu ține pentru el surprinzătoarea inteligență. Așa că în acea dimineață, Liviu Storcea, patronul firmei de difuzare a presei și a cărții din Orășel, se duse de grabă la sediul societății din fosta uscătăria unui cămin de nefamiliști și provoacă o ședință în regim de urgență. Lenuța, tânăra secretară, scoase capul pe fereastră și rănind i-a duse repede de pe terasă de vis-a-vis pe șoferul Michi Caisă și pe administratorul Fane Ticuș și pe contabila Nora Mironescu. Sunteți toți? Verifică patronul. Doamnă, Lenuț, bă băieți, spre deosebire de greoaia industrie socialistă, care aș cam apus, economia capitalistă trebuie să fie profitabilă. Cât mai profitabilă? Societatea noastră este profitabilă? Este. Că astfel nu am fi supraviețuit 2 ani. Dar nu trebuie să ne culcăm pe lauri, cum se zice. Totdeauna e loc de mai bine. Trebuie să câștigăm tot mai mult și pentru a aduce tot mai bine, dar și pentru a ne dezvolta. V-am strâns pentru că mi-a venit o idee pentru a deveni și mai profitabil. Ce procent luăm noi la difuzare?
20%, 22%, ba de la 3 ziarul luăm chiar 25%, răspunse la obie contabil. Ei, aici e buba, că e puțin. Mă bucur că sunt aici cu elevii mei încă o dată la una dintre activitățile Centrului Cultural. Din punctul meu de vedere, acest proiect își îndeplinește toate obiectivele, pentru că am observat de-a lungul timpului că elevii se deschid către literatură și către cultură prin acest contact direct cu oamenii de cultură. Cred, pe de altă parte, că este o formă de a-i face să citească și să recepteze literatura. Ei sunt încântați când vin aici și aud colegii citind din creațiile oamenilor de cultură, scriitorilor Argeșului. Pe de altă parte, ei înțeleg ce înseamnă fenomenul cultural. Înțeleg că literatură, cultură, nu înseamnă numai manualul, că ea este vie, că este în jurul nostru și că oamenii din jur sunt oameni valoroși. Viața o luptă? Stupid stereotip. Toți regii, toți generalii au visat la războaie scurte și cu final câștigător. Ori viața e, dacă e o luptă, un război lung, de uzură și care se încheie invariabil cu înfrângere. Aspiri la viață pentru a avea drept la moarte sau aspiri la moarte pentru a-ți justifica viața? Iată o altă, aceasta este întrebarea. Eu sunt Augustin, chiar dacă nefericit doman, și găsesc că e mai grav să greșești împotriva moravurilor decât împotriva gramaticii. Profesorul de biologie din liceu ne spunea adesea: organismul se naște, crește, se dezvoltă, se degradează și apoi moare. Și adăuga după câteva secunde, nu neapărat în ordinea asta, vrea să fie hâtru, pentru că apoi se grăbea să precizeze: ultima propoziție nu trebuie să o rețineți. Dar eu chiar am reținut-o și mi s-a părut totdeauna adevărată. Toată ziua, obsedat de versul eminescian, turma visurilor mele, eu le pas ca oi de aur. Probabil că a plouat sus, în munte, pentru că vâslanul a crescut brusc, iar apa e tulbure, ca feniu roșcată. Se limpezește întru câteva spre seară. În timp ce tu completezi cina cu cârnați și muștar pe o terasă, vezi că muntele dinspre răsărit e maestuos. Asta observi tu, cu ochiul liber. Adesea te surprinzi, cumprins de orgoliul deznădejdii. Din cada cu apă fierbinte, puțind asulf, vezi geamul pătat al băii ca un tablou impresionant cu un detaliu verde din muntele maestuos ce străjduiește spre răsărit spitalul. Nu te mai poți ridica din pat, îi dai telefon medicului, care apare în 3 minute. Ce faceți? Te întreabă vesel. Nu mă mai țin picioarele, nu mă mai ține spatele, nu mai pot merge. Nici o problemă, vă aducem medicamentele și mâncarea în cameră. Dar ce fac eu, că mă simt din zi în zi mai rău? Nu intrați în panică, ia uitați-vă ce munte frumos e pe drum. Rugăciunea de seară a prietenului meu, Teofil. Doamne, ajută-mă să devin miliardar și stinge luna la noapte, că lumina ei îmi intră pe fereastră și nu mă lasă să dor. Amin. Cât de bine se simțea cioran ca parazit. Cât de mult vin trebuia să beau eu pentru a-mi atenua angoasa că sunt parazit. Mi se pare că prietenul meu, Teofil, n-ar fi trebuit să-mi dezvăluie taina rugăciunii lui de fiecare seară. Ce e între el și Dumnezeu? N-ar trebui să știe nimeni. Tăcut, mă uit în pahar și văd oglindit în vinul ca cerneala violet chipul lui Iisus. Să trăiești 100 de ani.
Așa îi salută prietenul meu Teofil pe toți. Trebuie să fii atent însă. Unuia de 99 de ani nu-i prea poți ura așa ceva. Cu atât mai puțin unuia de 200 de ani. Cum ar putea începe o proză? La capătul morții, tânărul blond Benjamin B. aplaudă metroul. Ci că moartea e mult mai bună decât viața, dar spune asta unui om viu. Mor de melancolie iremediabilă, mor de fericire, mor de inimă rea, mor de plictiseală, mort, mort, mort. Viața este o formă de nebunie în care oamenii, în funcție de gravitatea bolii, se cred directori generali, împărați, calici, președinți, artiști, agricultori și tot ce e mai înșirat în nomenclatorul profesiilor. Dar boala lucrează și toți pacienții ajung negreșit în lumea sobră, așezată, omogenă și absolut sănătoasă a morții. Într-un mormânt negru, un schelet alb plutește greu într-un negru vâscos și veșnic. Nu e obligatoriu ca ultima zi din august să fie totodată o zi frumoasă, cu o lumină mierie, ca orice zi de trecere de la vară la toamnă. Nu e obligatoriu, dar în România anului 1989 se nimeri ca 31 august să fie tocmai o astfel de zi. Într-unul din birourile depozitului de cartofi de pe centura capitalei se aflau la orele 10 dimineața vreo 12 oameni tineri, până în 30 de ani, 5 fete și restul băieți. Stăteau la taclale, beau cafea, unii stăteau pe scaune, alții cu fundul pe cele 3 mese, câțiva pe pervazul ferestrei deschise. Adela, care la cei 23 de ani a ei era cea mai veche din depozit, în afară desigur de șef, mai răspundea din când în când la telefon. Nae, cel mai bun prieten al lui Domnelu, șeful depozitului, se hârjonea cu o șatenă mică și ageră, care scăpa ca un tipar din mâinile lui când niște furci de strâns fânul. Fă, Maricico, să moară mama dacă nu o să-i placi Lunelu, o să-i cadă falca când o vedea. Da, acu nu te da mare, te mai fac și eu câteodată, că n-o fi foc. Da, mai du-te naibii de libidinos, îi zice moldoveanca râzând și trăgându-și cu o zvâgnire scurtă sânul din mâna lui Nae. Fă, dar noi ce mâncăm, că s-a crăcăna de 12, întreabă Gogu, șeful biroului de reclamații. De data asta n-a mai apucat Sica să-i sictirească, așa cum se întâmpla de obicei, că pe ușa biroului a intrat Domnelu, șeful. Om la 32 de ani, gras, brunet, cu nasul borcănat, purta revărsată peste curea, cu niște blugi noi și un sacou maroniu, cu cămașa albă deschiată la gât, cât să-i se vadă lanțul gros de aur. O uncie, taică, atât are, o uncie. Cu fața pământie, rasă până la sânge și degajând un miros puternic de parfum franțuzesc. În spate îi se mai zice ciocolată, în față nu-și permite nimeni să-i zică așa decât Nae. Fuseseră colegi de școală, de asta își permit. Ce faceți, dragilor? Îl întreabă el vesel. Munciți? Munciți? Ca în socialism. Ce pas ca măsii. După ultima cursă, mergea la aceeași bodegă, își cumpăra aceeași sticlă de vodcă, pe eticheta căreia era desenată o sanie albastră, sticla din care bea Gale, o lua apoi pe lângă același gard cenușiu de beton, se oprea tot în cabina portarului, discuta cu el 10 minute despre vreme, iar cu puțin înainte de miezul nopții mergea la culcare. Doar că nu în cămăruța de la bascula depozitului, ci de data asta în camera închiriată la bătrâna din capătul străzii. Dar azi dimineață, bătrâna convinsă fiind că a plecat la depozit, chiriașul ei, intrânsă de retice, l-a găsit lungit pe pat, îmbrăcat în hainele lui negre, de fiecare zi, cu pledul alături, cu o sticlă în care mai erau două degete de vodcă lângă pat, senin, lipsit de orice griji. De cum a trecut pragul, bătrâna a avut o presimțire, dar s-a apropiat totuși de pat. L-a zgâlțit de umăr, dar era țeapăn. I-a atins scurt fruntea, pământie, era rece ca gheața. La depozit, unde s-a dus să afle cine este de fapt, cine a fost chiriașul ei, bătrânul i-a trebuit mult timp să poată explica celor câțiva șoferi portarului, șefului de depozit, ce s-a întâmplat. Eu nu l-am cunoscut. Știți, eu am vrut să-i fac un bine. Mi-a fost milă de el. Acu uite ce pocinoc. Bâiguia ea trimurând și cei ce o ascultau și cam pierdeau răbdarea. Într-un târziu, un șofer mătăhălos a înțeles despre ce-i vorba și le-a zis celorlalți cu un amestec de uimire și veselie.
Auziți, ci că a murit pinguinul nostru. Cu un ton din care reieșea că e de necrezut că pinguinul lor a putut să moară. În sacul pinguinului au fost găsite 3 batiste murdare, o pereche de pantaloni de nepurtat, o pereche de ghete vechi și rupte, de asemenea de nepurtat, 3 pachete de țigări carpați și o conservă de pește în ulei cu termenul de garanție expirat. În buzunare, niciun fel de hârtie, niciun act, doar 200 și ceva de lei în bancnote de 10 lei și monede de 5 și 3 lei. Un milițian blond, tâmp, parcă speriat de explozii, și-a dat șapca jos de pe cap, s-a scărpâneat în scăfârlie și a spus colegului său: o să cam dăm de dracu cu nenorocitul acesta. Nu tu acte, nu martori, cei 2 milițieni au amendat-o pe bătrână pentru că a ținut în gazdă persoane necunoscute, fără acte și fără să le treacă în cartea de imobil. Apoi l-au fotografiat pe pinguin din față și din profil, au chemat prin stație o dubă în care l-au luat și l-au dus. N-a ținut nimeni vreun discurs în care să spună ce om de nădejde a fost răposatul, ce om de neînlocuit ne-a părăsit pentru totdeauna. Nu l-a trecut nimeni cu coroane, cu gerbe, nici măcar cu 2 flori pe ultimul drum, cu privirile plecate, afișând cu o ipocrizie o durere exagerată. Nimeni nu-și va aminti de el, după cum nimeni nu-l va uita. Nici la bodegă și nici la un depozit nu-i se va simți lipsa. Un pinguin mai puțin nu va fi șters dintr-un registru pentru că nu se știe de figurează în vreunul. E de plâns această situație? Cine are timp să întrebe și răgaz să mediteze? A murit un pinguin, atâta tot. De asemenea, este la fel continuarea poveștii Stăpânul Presii Românești. Ce ați zice voi să luăm câte 90% din difuzare? Nu ne-ar prospera firma? Nu ne-am dezvoltat ca lumea? Am fi cineva în orășelul ăsta de pârliți. Nu e o idee bună? Ei, de bună ar fi bună, zise Fane, Ticuș. Că vorba aceea, vrei calul leovăz? Sigur că e bună, dar cine ne dă? Ziarele din ce mai trăiesc dacă ne dau și noi atâta? Lasă-mă, Fane, să nu le purtăm noi de grijă, că se descurcă ele. Ce, crezi că ziarele trăiesc din vânzare? Ele trăiesc din publicitate, din șantaje, din dracu să le pieptene. Noi trebuie să fim discăzători de drumuri, să le cerem 95% ca să ajungem și după negocieri la 90%. Trebuie să ne ținem tari, să-i amenințăm că nu-i difuzăm, să le forțăm mâna, să nu ne lăsăm. Apoi, după ce o ține tot așa mobilizator, o jumătate de oră, îi zise secretar: Lenuțo, du-te la magazin la Ilea și ia o sticlă de șampanie, să sărbătorim. Până a sosit șampania, Nora Mironescu, contabila, întreabă: să zicem că așa vom proceda la presă, dar la carte, la carte? Cred că vom cere 100%. Asta ar însemna o reducere, că, de fapt, autorii ar trebui să ne mai dea câte ceva peste prețul cărții că le difuzăm. Deci, iertăm, le luăm doar 100%. Să zică mersi. A doua zi dimineața, când soarele se ridicase la etajul al doilea al blocului, pe terasa de peste stradă, de firmă, de difuzare a presei, la o masă din colț, stăteau administratorul Fane Ticuș și șoferul Michi Cais. Ce whisky original de la mama lui aici? Întreabă Fane pe ospătar. Am 3 mărci. Adune o sticlă de Johnny Walker și o cupă de cuburi de gheață. Dar să fie adevărat, de la mama lui, mai adăugă după ce ospătarul se îndepărtase. Apoi către coleg. Mai Michi, tu crezi în vise? Mai cred. Știi să le tălmăcești? Mai întreabă Fane. Așa. Uite, eu am visat azi noapte un tip mare, dar mare de tot. Mai uriaș decât Ghiță Mureșa. Avea vreo 2,5 metri și a bătut la ușa noastră de aici, de la firmă, abia a intrat. După ce s-a plecat să poată pătrunde prin tocul ușii, bună ziua, a zis. Eu sunt Stăpânul Presii Românești. Aici este uscătoria lui Zevedei? Noi ne-am uitat unii la alții și, deși habar n-aveam cine era Zevedei, am răspuns în cor. Da. Atunci a scos un plic din geantă, i l-a dat patronului, a zis bună ziua și a plecat. Iar patronul a scos din plic un cec la care s-a uitat prostit. Apoi ne-a spus: mă, ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. Și a leșinat. Iar eu m-am trezit. Ei, ce zici? Ce să însemne asta? Dracu știe, răspunde Michi Cais. Mă, eu cred că ideea patronului nostru e bună și o să ne bogățim.
De-aia m-am și gândit să luăm sticla asta de whisky din banii strânși aseară la, la difuzori. Bea fără milă și fără jenă, că mai luăm una. La vreo 2 ore după prânz, pe terasă își făcu apariția Linus, secretar. Măi băieți, haideți că vă cheamă domnul Liviu. Dar cei doi slujbași optimiști comandaseră o sticlă de whisky și ajunseseră atât de departe cu planuri, cu proiectele, că nu puteau fi urniți de pe terasă nici cu buldozer. Soarele toridele îmbujurase capetele ca 2 sfecle fierte, iar ochii le clipeau fioros de optimiști. Proiectul mi se pare foarte interesant așa, cu lectura elevelor și studentelor. Senzația este destul de ciudată, îmi dau seama că, bine că nu-s dramaturg, că m-aș îndepărta foarte mult de ce am scris eu. E cu totul altfel decât, nu spun că e mai bine sau mai rău, dar e cu totul altfel decât mi-am închipuit eu personajele și trăirile de atunci, de când am scris. N-am ce să fac acum, să mă apuc să mă laud aici. Nu știu dacă sunt fragmentele cele mai bune, sunt 700 de pagini acolo, sunt câteva fragmente. Unele sunt nuvele, povestiri mai lungi. Majoritatea textelor care s-au citit aici fac parte din așa zisul gen fragmentar. Deci sunt cărțile făcute din fragmente. După cum s-a observat, în afară de cele 2 schițe scurte. În primul rând, vreau să vă spun că acest proiect al lecturilor publice este probabil, de fapt sigur, este pentru mine cel mai de suflet proiect din care am făcut parte până acum și cred că și cel mai longeviv. Spunea la început domnul Marius Chiva că probabil de 2 ani, de când ține, mi se pare totuși o veșnicie, nu doar 2 ani. Am avut ocazia aici să cunosc și că bine spunea doamna profesoară să iei contact cu autorul. Este ceva de impact. Când atunci când citești, te gândești, l-am cunoscut pe acest scriitor, poet. Despre domnul Augustin Doman, deja sunt la cea de-a 2-a lectură publică în ceea ce îi privește opera. Face parte probabil din acea comoară a mea sufletească și astăzi este redescoperit cu fiecare, nu știu cum să îi spun, cu fiecare propoziție pe care o citesc, îl redescoper și mi se pare fabulos. Abia astăzi am observat, mi-am dat seama la mine că de fapt iubesc și această modalitate de a scrie așa fragmentară. Mi se pare așa ușor de interpretat, cum să vă spun, de a o prezenta în fața publicului. Are această magie, acest farmec, această finețe, nu știu să mă exprim, nu știu dacă am acum și o întrebare pentru domnul Doman, vreau doar să-l felicit, să-i mulțumesc. Nu de puține ori m-am dus, cred că la bibliotecă și văd acolo milioane de cărți și încă de la Balzac, Homer, nu știu, până astăzi, când ajungem să citim Augustin Doman, mă consider o norocoasă, îi mulțumesc pentru acest fapt și îmi dau seama că sunt atât de multe cunoștințe pe lumea asta pe care trebuie să le acumulăm și datorită dumnealui care ne-a lăsat și-a făcut datoria pământeană și ne-a lăsat o moștenire. Vă mulțumesc! Pe când o altă carte? Fragmentară sau nu? Am și eu acum un proiect de la 1 decembrie. E o mărturisire așa în premieră. Mi-a cerut un scriitor, a ținut o conferință astăvară aici, Adriana lui Gheorghe, mi-a cerut o povestire pentru revista lui în noiembrie. Și îmi spune, și spun, nu mai am nicio povestire nepublicată, inedită, și mi-a zis să-ți fie rușine, zice, uite, am să-ți iau una din carte acum, dar asta să nu se mai întâmple niciodată. Și de atunci, în fiecare dimineață la ora 5, îi trimit o povestire scrisă între 4 și 5, eu o trimit pe mail și el mi-o notează, nu știu, și am până acum 60 de povestiri inedite. Și
un nou volum pe care mi l-a și cerut directorul de la Junimea de la Iași, și cartea aceasta e apărută tot la Iași, dar întâi am să le public în reviste și pe urmă